Dragii mei, nu știu dacă ne-am gândit până acum, eu unul nu. abia în contextul acesta s-a trezit sufletul meu la însemnătatea darului cel din tâi pe care Dumnezeu l-a dat omului. Care a fost darul cel din tâi cu care a înzestrat Dumnezeu pe om? Nu a fost nici darul vieții, a fost nici darul raiului, nici cerul, nici pământul. din dar fost darul deveniri. The gift of becoming. This is the greatest gift of becoming. And the greatest responsibility in the same time. But without the gift of becoming, what would be our world? Fără darul devenirii, ce ar fi lumea noastră, ce ar fi viața ta, viața mea. Fără darul devenirii. Așa că, pică pe pagina vieții mele ce devin. Doamne, eu m-am născut în gunoi. Ei, ce ai făcut cu gunoiul ăla? Păi, m-am făcut și eu gunoi. Nu, eu l-am luat și l-am pus la un pom și să vezi ce s-a făcut. Întrebarea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Este aceea pe care noi de multe ori o adresăm vieții oh, și vrem să-i cerem răspundere, să o tragem la răspundere pentru ceea ce am devenit noi, nu? Viața ne întreabă pe noi, tu ce ai făcut din tine? Ce ai făcut tu cu viața ta? Și așa am rămas de copleșit de această expresie, the gift of becoming, darul de a deveni. Haideți să luăm un mic exemplu chiar de astăzi. deci, Ia să vedem noi câți dintre noi știu cum se numește compozitorul piesei cântată la pian de Nichi. De Nichi, da. Cum? Cum se numește compozitorul? Ridicați mâna în sus cei care ați reținut numele compozitorului. 2, 3, 4, 5. Da. A, de deci, ce? Și văd că râdeți jmecherește unii dintre voi. Aveți motive să râdeți mecherește, pentru că ea a cântat o compoziție a sufletului ei, a fost o expresie a sufletului ei. Da, da, Emma, dacă ar prinde o Chopin, cred că ar să ruta mâna, ar zice, fată, ai muncit serios, nu joacă. Așa ar zice Chopin. Dar în cazul pe care l-am ascultat cu toții și am căutat să Procesez fiecare notă și fiecare acord. Am citit un suflet în compoziția aceea. Acum, întrebarea este: Ce va deveni acest dar? Zice că ar fi bine să mergi în cimitirul satului, că acolo s-ar găsi cele mai mari bogății, și anume daruri și talente îngropate care niciodată nu au fost puse în valoare. Eu zic să lăsăm cimitirul satului. Haideți să mergem în cimitirul bisericii și să vedem câți tineri talentați au fost înmormântați cu talentul lor, cu tot. N-au avut niciun loc să se manifeste niciodată, să pună în valoare ce a pus Dumnezeu în ei, nici în biserică și nici în lume. A fost o paradigmă greu de digerat. Ne întoarcem în România noastră și observăm că acolo puțin dintre tinerii care au fost dotați de Dumnezeu cu daruri mari și, și extraordinar de puternice au fost puse în valoare. Poate că e, e, e invidia locală sau cine știe ce, dar concepția generală a fost cea care a stins pur și simplu daruri, talente nenumărate din lumea noastră. A mers o excepție, soția pastorului a mers la o familie și a pledat cu mama aceasta, lasă pe băiatul acesta la, să meargă la medicină. Asta este un creier, este un dar. Nu, 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 nu s-a împotrivit mama lui. Nu, 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 că acolo cine știe ce se întâmplă. Tema noastră de astăzi se numește Chemarea ta este în tău. Your vocation is your puppet. Și atunci, de ce te împotrivești, mamă, să nu meargă la medicină dacă el va face din medicina aceasta sau din muzica aceasta sau din sportul acesta sau din darul acesta dacă va face amvonul lui ce te reține? Nu, 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 a spus uh, mama. O criticau femeile din sat. Ai da, băiatul, pe părinții unui Neurochirurgii au exclus din biserică pentru că nu au crescut copii în ascultare de Domnul, s-au făcut doctori. Ce? se poate așa ceva și a exclus. Iubiții mei, haideți să învățăm de la Domnul. Martin Luther a adus pe lumea aceasta o idee nu nouă nici atât. nu e nimic nou sub soare. Dar o idee care fusese îngropată de mult și anume că vocația ta, darul tău, talentul tău este preoția ta. Nu se despartă, o oh, vai, în timpul săptămânii suntem cu lucrurile astea ale lumii. O, oh, ce bine că a venit sabatul! Păi da, sabatul a venit de duminică. Ce ai făcut? Aduți aminte de ce ai făcut de duminică până luni, până miercuri, ce ai făcut cu el? Nu au fost despărțite lucrurile acestea intenționat și doar uh, o zi din săptămână a fost numită închinată lui Dumnezeu, celelalte închinate cu ei. Păi aduți aminte de închinarea aceasta în orice clipă. Adică fă din viața ta amvonul tău. Tu nu ai amvon doar când vii aici. Amvonul tău este viața ta, este vocația ta, e darul tău în fiecare clipă a vieții tale. Dumnezeu a ridicat chemarea, viața noastră, lucru de fiecare zi, fie că mâncați, fie că orice faceți, le-a ridicat la rang de preoție. Aici a fost diferența mare. Chiar ieri am ascultat, aoleu, n-am crezut că mai putem asculta anul acesta, 2024, am ascultat o predică atât de întunecată, de cumplită, despărțind viața aceasta de zi cu zi de ceea ce era numită viața de biserică biserica nu este ceva este cineva suntem noi tu ești biserica tu ai biserica în sufletul tău, nu la o anume, pe o anume stradă. Acolo este o clădire în care se întâlnesc credincioși și bună ziua, ne vedem și am plecat. Dar biserica, mireasa lui Hristos, este în sufletul nostru. Cu ea mergem la lucru, la masă, oriunde ne găsim pe pământ. Vocația ta este amvonul tău. Vocația ta este preoția ta, de aceea Sfânta Scriptură nu vorbește de preoți. Noi nu avem preoți, avem un singur mare preot. Biblia vorbește de preoție. Voi sunteți o preoție. Nu voi aveți o preoție. Voi sunteți o preoție sfântă. Un neam împărătesc. Indiferent unde suntem și ce lucrăm, indiferent ce facem, păstrăm în minte lucrul acesta. Că închinăm lui Dumnezeu ceea ce facem. Asta a fost supărarea unui un om care a devenit mare, mare învățat, academic și, în primul rând, un mare teolog. Și zice când eram tânăr, eram ucenic la Cizmărie, în Irlanda, am fost ucenic la Cizmărie. Și îmi promuta cuie, mai era altă Cizmărie acolo, și mă trimitea repede, du-te și cere niște cuie, vecinul română de cuie, duceam în cu înapoi, talpă, chestii, cum e între Cizmărie. Și când mă duc acolo de mai multe ori, observ că el, acest vecin cizmar, ăsta nu pregătea talpa cum o pregăteam noi, mă punea de băteam în ea o zi întreagă până când declara meșterul, gata, acum e bună de pus la bocanc și din clipa asta suntem siguri. Ăsta mă punea așa. Și l-am întrebat de ce, de ce nu pregătești. Oh, nu, 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 ăștia trebuie să vină înapoi mai repede la mine, să rupe repede și vine înapoi repede. Când tu o faci, asta e, e, e de veci. Și ucenicul vine să-i propună meșterului. Meșterii, am găsit o metodă nemaipomenită să vină lumea înapoi repede, să le reparăm mereu, în fiecare săptămână, să ne dea banii și uite așa. Și meșterul spune, nu, 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 aceasta nu este vocația mea, n-am chemare pentru așa ceva, poate voi aveți. De eu nu am chemare pentru așa ceva. Ia stai jos, i-a spus ucenicului. Tu știi ce fac eu? Știi ce mi se întâmplă mie cu fiecare bocanc pe care îl repar eu? Nu. Eu am un moment în care ascult glasul lui Isus, când bocancul e gata. L-am cremuit, l-am pregătit. Eu ascult glasul lui Isus și în caz că nu-mi spune bine, prieten bun și credincios, în cazul că nu-mi spune așa, încep să verific bocancul, e ceva. Și eu nu-l dau întâi proprietarului, eu întâi l-aduc înaintea lui Iisus, astfel că, uite aici, de bani, nu știu, mai ne dă, mai, mult mai puțin, nici o problemă, obiectivul nu este acesta. Obiectivul este să aud de la Dumnezeu bine, rob bun și credincios. Fă din chemarea ta amvonul tău, fă din vocația ta, preoția ta, oriunde bei fi pe pământ. Iubiții mei, a înțelege greșit acest lucru a condus la un genocid în rândurile noastre. Oameni care ar fi trebuit să fie astăzi o binecuvântare pentru tot pământul, au devenit mici obiecte de muzeu într-un loc prăfuit și uitat. Am acest prieten căruia care a fost chemat la școala de medicină și a cărui mamă a spus nu, 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 nu. Cine știe, acolo pierde credința sau se întâmplă ceva și atunci l-a dus la cai, la colectiv. Într-adevăr, că avea niște cai nemaipomeniți. Dar ce să fie cai ăștia în raport cu ce era în mintea lui pentru cel îl se Dumnezeu genetic pe el, zice, din pântecele mamei, te-am pregătit genetic, ți-am pregătit o anume genetică pentru. Muzică pentru lucrarea asta, pentru cealaltă. El a fost pregătit genetic pentru cai. Era cineva pregătit genetic pentru cai, dar nu era el, omul acesta. A trăit o viață întreagă de frustrare. A avut ocazia și, într-adevăr, că a recuperat ulterior pe alte căi și cu alte posibilități, dar inițial el era destinat cimitirului darurilor și talentelor din Biserică. Nu, Biserica nu este așa ceva. Da. Unii au făcut din venirea Domnului cimitirul darurilor și talentelor în biserică. Vă, nu, vine Domnul, nu mai e cazul. N-am înțeles care este legătura. Mă sună cineva odată, zice, băi, era puțin băut. Băi, am auzit că tu construiești casa acum, da? Da, zic, așa fac. Eram în țară și tocmai turnasem. Păi bă, dacă tu faci cu betoane de-astea, mai vine bă domnul, îmi spunea dumnealui la telefon. Mai vine bă domnul când tu faci așa ceva sau cu tare. Și eu îi spun la telefon, pentru că vine domnul, voi face o casă solidă și frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu. O să se uite la ea și o să -mi... Bună, bine sau rău, și vreau să, să trec examenul când mă prezint. Pentru că vine Domnul. Venirea Domnului nu este o sperietoare sau inhibiție pentru sufletele noastre. Nu este o inhibiție pentru copilul tău. Nu, nu, nu. Și tu, părinte, niciodată. Tu nu trebuie niciodată să fie o piedică sau o piatră de potignire, cum mi-a spus Isus lui Petru, tu ești o piatră de potignire pentru mine. Ana a înțeles treaba asta. Și de la ea înțelegem fiecare dintre noi ca părinți. Ana a priceput lucrul ăsta. Și a zis așa: Uite, Doamne, copilul acesta pe care mi l-a încredințat. Îl închinție pentru toate zilele vieții lui. Îl închinție, nu mie. Nu știu pe ce drumul vei duce. Nu știu cum va el lumea, dar îl închinție, Doamne. Și îi spunea Pavel lui Timotei, nu fi nepăsător de darul care este în tine. Poate pe vecinul, pe lui nu-i pasă, el e nepăsător, dă ură, de invidie, nici nu știu, dar e nepăsător de darul care este în tine. Tu nu trebuie să fii nepăsător de darul care este în tine. Tuturor celor ce l-au primit, Ioan 1 cu 12, le-a dat dreptul devenirii. A venit la săi, dar săi nu l-a primit, însă problema nu se oprește aici. Noi gata, am pus repede punct acolo, nu se oprește aici. Cei care nu l-au primit nu sunt ei și noi. Nu, no, suntem noi toți fără niciun fel de excepție. Nu este niciunul, niciunul măcar care l-a primit. Nu, no, noi, noi suntem aceia care i-am spus nu. Dar dintre cei care i-au spus nu lui Isus, au fost unii cărora în urmă le-a părut rău. Deci ei tăia la inimă când Petru le-a spus. Și atunci au întrebat ce să facem. Și dintre cei care nu l-au primit, au fost unii care l-au primit și lor, spune Scriptura, Dumnezeu le-a dat dreptul de a deveni. Tu ai dreptul de a deveni. Și dacă ai dreptul acesta, nimeni nu are dreptul să stea în calea devenirii tale. Ai de la Dumnezeu acest, acest verde, acest semafor verde către viață. Să păstrăm dar în mintea și sufletul nostru gândul pe care Dumnezeu l-a exprimat în cuvântul Lui când ne-a spus, voi sunteți o preoție sfântă. Și să înțelegem că locul acesta din bancă, sau locul de la serviciu, sau locul de la școală, de la cateră, de oriunde, de la medicină, de la șoferie, de la zugrăbii, de la. locul acesta este amvonul tău, de unde oamenii vor cunoaște pe Dumnezeu prin lucrul tău. Și tu nu supui lucrul tău întâi și întâi clienților, ci întâi și întâi lui Dumnezeu. Chiar săptămâna aceasta, ieri la al alteri, am discutat cu doi părinți care sunt aici la Miami și în mare, mare suferință, Aida și Cosmin, cu doi copii bolnavi în spital. Și... Mulțumim lui Dumnezeu, un ajutor substanțial a fost trimis din adunarea noastră către ei acolo. Au doi copii bolnavi în același timp, în niște, într-o situație. Dar am fost îndemnat să vorbesc altceva cu ei. Și am spus, e lucru care vă frământă cel mai greu, nu este nici suferința copiilor voștri, nici faptul că oamenii ceilalți, vecinii ceilalți, nu au parte de așa ceva, ce aveți voi parte. Nu e asta poate nici o noapte albă cu copii, pe când voi aveți o viață de așa ceva. Marea voastră frământare nu este ce faceți și ce se întâmplă, ci de ce suntem aici. Și atunci le-am povestit cum împreună cu fratele Silviu Balaban și cu Alma am cunoscut un pastor în Loma Linda, care a fost pastor în Hawaii multă vreme, dar acolo i s-a întâmplat ceva. Nu știu cum se numește, cei care știți o să spuneți în mintea voastră, dar i-a încremenit corpul de la crește până la tălpi. Când spun i-a încremenit, vine de la cremene, de la piatră. S-au încordat mușchii total și nu s-au mai relaxat niciodată. Și tendoanele lui de, la, de sub braț erau ca niște sârme ghimpate, se vedea unde trăgea tendonul de mușchi. Afară de ochi și de gură, nimic nu mai mișca. Era pe un pat, un bloc de lemn și fratele Silviu și sora Alma, când și când l-au ridicat pe o ușă, l-au pus într-un microbus și l-au dus prin oraș, de unde putea să întoarcă ochii spre Diferite. Era singurul lucru. Stând acolo lângă patul lui, m-a interesat un singur lucru. Ce vede el în treaba asta în care stă, în care este acum? Și mi-a dat acest răspuns pe care l-aduc înaintea voastră astăzi cu adâncă reverență. Mi-a spus, zice, astăzi sunt în slujba lui Dumnezeu tot atât de mult ca atunci când am stat la avon în Hawaii, ani de zile și-am predat Evanghelia. Astăzi sunt în slujba lui Dumnezeu. Am luat cuvântul acesta cu mine. L-am spus sirea la acestor doi părinți. Asta este vocația acestui moment. Și voi trebuie să faceți din chemarea aceasta preoția voastră. Asta este slujba voastră. Îngrijiți de copiii acestea, luptați-vă pentru ei, faceți tot ce se poate de așa fel, încât în momentul în care Iisus va privi la felul cum voi ați lupta pentru ei și i-ați îngrijit să poată spune bine. Și acesta este cuvântul pe care, pentru care ne rugăm și ca adunare, și ca familie, și ca persoane. Să auzim cuvântul acesta puțin spus, magic. Este un cuvânt dumnezeesc. Bine, prietenul meu, intră în bucuria stăpânului tău. Amin.